Prietenilor, mai este puțin, câteva ore până la înviere. În astea 40 de zile de post, cum s-ar spune, eu n-am ținut niciun minut. Am mâncat ce mi-a poftit inima, în limita posibilităților financiare. Am băut ce-o vrut gura mea, tot așa. M-am uitat stânga-dreapta, unde mi-a plăcut. Dejaba, veniți voi să ziceți de câte ori mânc. Băi, nu-ți rușine, nu ți-i post. Băi, nenor, mă faceți în toate felurile. Acum hai să vă spun eu vouă una bună ca să țineți minte. Eu sunt Nelson Mondialu și într-atâta îți dedeștept în astea bătrânești că nu mă întreceți. Înțelegeți voi? Nu mă întreceți nici pe gheață dacă aveți patine, nici pe apă dacă sunteți în canoe. Și eu sunt pe jos. Vă spun și de ce. Pentru că voi din comenturile voastre dați de înțeles că țineți post. Pentru că ciodată tu mă întreb pe mine, băi, nu-ți rușine, mănânci așa și nu ți-i post? E învierea, e așa, e pe din coci. Acum spune tata Nelson Mondialu. Eu de acolo trebuie, ia uitați, la biserică. Vedeți? Vedeți-i? Uitați-i. Oamenii s-a adunat la biserică, au fost rugat, care, cum, ce-au putut, ce-au făcut. Dar să revenim noi la subiectul nostru. Ia, vedeți-i? Să revenim noi la subiectul nostru, oamenii. Eu vă spun vouă așa. Eu nu știu dacă voi ați ținut post. Voi nu m-am dat de înțeles că prin întrebarea care a spus-o. Eu nu știu dacă voi ați ținut post. Eu v-am dat răspuns atunci. Post ține ăla care e sărac și n-are ce mânca sau e bolnav și nu poate să mânce. Sau are probleme, altfel de probleme și nu poate să mânce, știu, vreun acaz, vreo supărare. Eu răspunsul ăsta vi l-am dat. Dar eu acum vreau să vă dau încă un răspuns pentru voi, ăștia care țineți post. N-ai tu cum în viața ta. N-ai cum în viața ta să ții post, mă. Și să lași comenturi urâte. Comenturi drăcești. Comenturi cu ură, cu dușmănie. Că deja balții. Înțelegi? Poți să mergi în seara de înviere, să ai lumânarea, să înconjori biserica, nu de 12 ori, de 300 de mii de ori. Cu lumânările aprinse, că Dumnezeu nu te vede pe tine, mă vede pe mine, mă. Care ne-am băgat mâna în buzunar și am ajutat un om. Am făcut o faptă bună. Care ne-am băgat mâna în frigider și am dat și la altul. Care m-am dus lângă omul năcăjit și l-am întrebat, de ce sunteți supărat? Vă pot ajuta cu ceva? Nu, stăteam așa și mă gândeam. Deci, băi, oameni, să înțelegeți? Nimă la asta, mă, aoleu. Să înțelegeți ce vă spun? Poți să ții post toată viața ta? Că dacă tu vorbești cu ură, cu dușmănie, cu ciudă, deja balții.
Dumnezeu te zdrobește în picioare, mă. Calcă pe tine exact cum elefantul calcă pe crocodil. Ați înțeles? De-aia să stați așa și să reflectați puțin. De 11 ani de zile, de când mă cunoașteți pe mine, pe virtuala asta, mi-o mărs numai bine. O singură dată mi-o mărs rău. O singură dată mi-o mărs rău și atunci cred că Dumnezeu mi-o pus inima la încercare. Înțelegi? Dar eu și atunci am zis, Doamne, e ce lași? E ce lași, Doamne, să se întâmple așa? Că tu știi că te am la inimă, te iubesc. Înțelegi? Să nu vă gândiți că veverița, că mi-a murit și m-a pus la încercare, nu. Am amintit de veveriță iară. Încercarea a fost când cocotierul a fost la puterea dragostei de s-o făcut manevra aia, pentru că tot m-am gândit așa. Mă, ce Dumnezeu să fi fost în capul lui să te îndrăgostești de una care a făcut moraburi ușoare, mereu pe bani, făcea chestii din astea. Pentru că nu a fost prima lui femeie. Eu mai avut femei de numai și faine și de tăte. Înțelegi? Și asta Dumnezeu ne-a dat și răspunsul și după aia Dumnezeu a lucrat într-atâta de bine încât o trimăs cătămini oameni buni. Oameni buni! Ați înțeles? Oameni, când spun oameni buni, spun oameni care ne-au dat o vorbă bună, m-au ajutat în toate felurile. Înțelegi? De-aia să reflectați un pic, pentru că eu nu că-s norocos. Vorba aia cum cântă ăștia melodii, ștouri, cineva de acolo de sus. Înțelegi? Ștouri, că-s vrăjală. Dar pe bune, ingerașul meu are grijă de mine. Înțelegeți? E o zi foarte, foarte, foarte sfântă. Suntem în săptămâna patimilor și dacă voi în aceste zile, săptămâni, vorbiți în halul ăsta și sunteți răi, cum să aibă grijă Dumnezeu de voi? Cum să vă dea bucurie și fericire în casă? E imposibil. Deja bate la uzi tu că faci și dreji. Deja barez la lume că tu mergi la biserică, mergi la înviere, mergi la rugăciune. Îmbrăcat cu haine faine, dar inima ta e neagră. Înțelegi? Asta omul de rând nu le poate vedea. Le poate numai simți. Nu se le poate vadă, să le vadă. Dar Dumnezeu le știe, le vede, le simte și îți dă după inimă, mă. Îți dă după inimă. Uitați-vă, mă, am un câțiva ani, eram în amaneturi, mă, muncem din greu, mă. Eram în amaneturi. Avem și eu acolo, avem. Liana are, ca să înțelegeți. Eu n-am nimic. Eu n-am nimica. Eu o am pe Liana.
Înțelegeți? Nu mă lasă inima. Uită-te cum îmi joacă lacrimile în ochi. Marș. Eu am pe Liana. Tătă averea mea. Tătă averea mea. Ați văzut-o? Cum nu mă lasă când îți bolnav. Medicamente. Are grijă de mine. Mâncare. Ce vrei. Mă servește ca și la hotel Michelin. Restaurant Michelin. Eu acum câțiva ani să chem în stânga și în dreapta să fac un ban, să cerșesc să ăsta. Și uitați-vă că Dumnezeu într-atât a fost de bun după ce m-a pus la încercări și la mai multe din astea, că mi-a ajutat să iau o mașinuță, mi-a ajutat să îmi iau o căsuță, mi-a ajutat să îmi iau un Happy, din ăla de la mare, cu living mare, cu din alea, înțelegi? Mi-a ajutat să înmulțesc zecile și sutele de grame de aur. Mi-a ajutat Dumnezeu să-mi pun 17.000 de euro în gură. Și atunci? Și atunci? Poți tu să spui că Dumnezeu cu smerenia Lui nu mă iubești? Poți tu să spui că Dumnezeu nu iubește mie familia? Dar pentru toate astea trebuie să dai dovadă. Nu vrăjală, vorbe. Ia-i, Doamne, îți mulțumesc. Să satură și Dumnezeu de atâtea mulțumiri. Așteaptă fapte. Și asta să vă sune la tăți. Asta să vă sune la tăți. Dumnezeu așteaptă fapte. Degeaba te pui tu în genunți și-ți faci cruce, mulțumesc, Doamne. Că-i sătul de manglă. Multă manglă. Înțelegeți? Și să dați crezare și ascultare la vorbile care vi le dă Nelson Mandela, un om într-o etate de 60 de ani, trecut prin viață, care a cunoscut într-adevăratul sens al cuvântului și binele și rău, și bucuria și supărarea. Băi, alu, bă, stați cu minți, bă. Stați cu minți. Stați cu minți, nu vă alarmați, că de mine nu scăpați. Și eu vă mulțumesc dușmanilor. Vă mulțumesc dușmanilor la toți care instigați că așa îmi iasă și mie lumea care mă susține și mă apără. Ați înțeles? V-am spus, ia uitați, v-am văzut de 160 de, nu, de 90.000 de euro. Stați cu minți că am crezut că e ăla la care vreau să-l iau acum, vreau să-l dau ăsta și să-l iau ăla pe de 160.000 de euro. V-am văzut de 90.000 de euro. Trecut pe, înțelegi? Nu-i pe leasing, nu-i astăzi mă vedeți cu o mașină, mâine cu alta și păi mâine cu alta. Deci, Doamne, ia uită. Ce tare e Nelson. Sunt cu mașină care a muncit-o cu trudă. N-am înșelat lumea. Am casă, am tătătăt care le-am muncit cu trudă. N-am înșelat lumea. Degeaba ziceți că am înșelat. N-am înșelat. Câteva coscherii acolo și eu. Dar uite, pentru ele eu acum dau, mă. Dau, că dacă nu dai, scrie în Biblie. Dă, măi, dă zeciuiala și cine ți-i aproape și îl vezi că se trăiește, ridică-l sus. Ridică-l sus! Pentru că
spune Nelson. Maculatura. Banii, dacă îi pierzi, n-ai pierdut nimic. Banii, dacă i-ai pierdut, n-ai pierdut nimic, că-s nervos. Nervos. Îmi trece. Știi cum îmi fuge memerița pe mine? Banii, dacă i-ai pierdut, n-ai pierdut nimic, măi, omule, măi. Dar orgoliul tău, orgoliul tău, dacă-l pierzi, ești un nime, mă. Ești un din ăla aruncat pe stradă, cu noi stradal. Înțelegi? Ești un nime, măi, omule, mă. Orgoliu, ai înțeles? Și acolo deja, când spun orgoliu, înseamnă multe. Când spun orgoliu, înseamnă multe. Când dai orgoliu tău de om în tine, intră tot. N-are rost să-i număr și să-l lungesc. Intră tot. Înțelegeți? Nu știu. Cred că iau o veveriță, că nu-mi pot. Oricum, veverițele seamănă între ele. Noi să zici că, Doamne feri, nu-i mai liana și eu altă muiare, că ca și liana în viața vieții mele. Dar veverițele astea seamănă între ele. Și dacă mi-o antrenează liana și cu papagalul, Doamne ajută. Am ajuns mâncava și mă doare capul. Vedeți, mă, atâta mi-a fost de dragă beverița aia. Și vă, băi, n-am treabă, înjurați în continuare cât vreți. Dar v-am spus, degeaba, vă mândriți și vă lăudați că ți-ai spost. Bă, bălăilor, vai de voi. Vă țuc, urmăritorii mei, să aveți sărbători frumoase.